Orbane, respectă drepturile omului! Ungaria riscă să fie scoasă din Uniunea Europeană, să piardă finanțările de la Comisie din cauza abuzurilor. Comisie de populistul Orban și majoritatea lui din Parlament. Rușine așa stat european, compromiteți ideea de Europa și de democrație. Vrem respectarea drepturile omului. Categoriilor sociale, drepturilor tuturor categoriilor sociale și în primul rând aici mă refer la femei, la drepturile lor la sănătate, la servicii de sănătate echitabile și accesibile pentru toată lumea. Știm foarte bine cât de mult se încalcă aceste drepturi și cât de restrictive sunt normele în Ungaria. Ar trebui să înțelegem că suntem în secolul 21, nu mai putem trăi cu normele din secolul 19. Drepturi pentru femei, dreptul de a decide pentru femei. Respectați drepturile omului în Ungaria, sunteți stat european, cândva erați model, exemplu de democrație în timpul comunismului, acum ați ajuns de râsul Europei. Orbane, demisia! Dictatorule! S-a urât de totalitarism! Ne-am solidarizat dintotdeauna cu toate femeile și cu toți verzii din Europa și din lume. Suntem alături de Ungaria în lupta lor pentru echitate socială și pentru drepturile omului. Susțineți Partidul Verde Ecologist. Să arătăm și pe Natalia să nu creadă lumea că au filmat oameni străini. Vrem să ne respecte drepturile, indiferent unde ne aflăm, în ce colț al lumii. Inclusiv în Maghiaristan.